zilnice și mai multe obiecte bisericești din schitul Straja, loc în care se află icoana Sfintei Varvara, despre care unii localnici au susținut că a lăcrimat. Hoțul nu a ajuns însă prea departe, fiind nevoit să se predea. Jandarmii au prins un tânăr care jefuise schitul Straja. Bărbatul a luat mai multe obiecte biserice și suveniruri din biserică de pe munte și aproape 1000 de lei din cutia milei, cu tot cu pomelnice. Nu s-a atins de icoana Sfintei Varvara din schit, cea despre care unii localnici susțin că a lăcrimat de 3 ori. La scurt timp, hoțul s-a prezentat la sediul postului de jandarm montan, recomandându-se ca fiind de la SPP și a cerut permisiunea de a folosi toaleta din sediul postului. Jandarmilor aflați în serviciu li s-a părut suspect, au legitimat persoana și fiindcă avea mențiuni operative active și un comportament suspect, i-au cerut să le prezinte conținutul bagajului, moment în care au observat mai multe bagnote de 1, 5, 10 și 50 de lei, pomelnice și alte obiecte bisericești. Jandarmii s-au deplasat la schitul Straja din stațiune unde, după ce au vizualizat imaginile de pe camerele de supraveghere, au observat că persoana respectivă a sustras bunurile din interiorul bisericii, a informat Simona Fodoca, purtător de cuvânt al inspectoratului de jandarmi al județului Hunedoara. Tânărul a refuzat să facă orice fel de afirmație sau să dea vreo declarație despre furt. Bunurile sustrase și suma de 980 de lei au fost ridicate și predate starețului schitului.